Absolvenții de master de la Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, au trecut prin ultimele emoții, cele ale ceremoniei de absolvire, atunci când răsunetul primelor acorduri de Gaudeamus le-au înmuiat picioarele, la amintirea cu nostalgie a anilor de facultate. Cei 4 ani de facultate pot să spun că au fost ani extraordinari, ani în care domnii profesori ne-au învățat și ne-au educat, să zic așa. Au fost ani minunați trecuți alături de colegii mei. Alături, într-un moment atât de important, le-au fost și cadrele didactice care le-au călăuzit pașii în tot acest timp. Astăzi este un moment deosebit în viața Facultății de Mecanică a Departamentului de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin. Studenții absolvenți ai specializărilor de master de Inginerie și Managementul Calității, Managementul Mediului și Energii Durabile, precum și Managementul Sistemelor Logistice, s-au întâlnit astăzi pentru cursul festiv de absolvire a promoției 2017-2018, un moment deosebit în viața lor și în viața cadrelor didactice. Pentru că astăzi ați ajuns la apogeul unui drum pe care l-ați început în urmă cu aproape 2 ani și l-ați parcurs cu succes. Pentru asta vă felicit. Meritul dumneavoastră cel mai mare, pe care îl consideră o cel mai mare, este că nu ați abandonat. Cum era și firesc, ceremonia s-a încheiat cu aruncarea tocilor. Finalizarea anilor de facultate, cât și ai celor de master, desemnează începutul unei viitoare cariere pentru care s-au pregătit atât de mult.